Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou clip. Nu am mai filmat de mult un vlog și pentru că a început toată nebunia asta cu virusul ăsta. Ce mai faceți voi? Eu, bineînțeles, stau în casă și aștept să treacă toată nebunia asta cu virusul ăsta pentru că nu mai rezist efectiv să stau atâta de mult în casă. Vreau și eu să revin la viața normală, aceea de a face sport, de a mă plimba, de a călătorii, pentru că asta făceam înainte, călătoream și chiar mi-e dor să călătoresc. Dacă sunteți abonați la mine pe canal, știți că noi călătorim și mai facem vloguri de prin călătorii și încercăm să filmăm chestii interesante pe care le facem, ce vizităm, pentru ca și voi să știți în cazul în care ajungeți pe acolo. Și chiar mi-e dor de toate lucrurile astea, să merg într-o țară străină, să mă plimb, să chiar și într-o țară pe care am mai vizitat-o, aș vrea să mă duc acum. Sper să treacă cât mai repede toată nebunia asta cu virusul ăsta și să ne revenim la viața normală pe care noi o aveam înainte. Voi? Unde ați vrea să călătoriți după toată nebunia asta cu virusul? Scrieți-mi în secțiunea de comentarii destinația în care vreți să ajungeți după ce vom ieși din această pandemie. Lăsați-mă acolo în secțiunea de comentarii destinația unde vreți să ajungeți. Până una alta, haideți să vă arăt ce fac eu într-o zi în carantină. Primul lucru pe care îl facem când suntem în carantină, ne bem cafeaua, bineînțeles, ca să ne trezim. Pentru că noi nu avem filtru de cafea, am luat o cafea de asta instant. Și se face rapid. O desfacem. Și punem două lingurițe de astea și aici. Ajunge, hai să mai punem puțin. Bun, închidem la loc. Să bem o cafea bună de dimineață. O să folosim și o linguriță de zahăr brun. Să fie mai dulce puțin cafeaua. Și acum o să punem apa care a fiert. Și o să o punem aici. U, ce bine arată! Ajunge că vom pune și puțin lapte. Și acum amestecăm. Ce ziceți? Arată bine? Haideți să punem și cu lapte, pentru că mie îmi place cafeaua cu lapte. Așa, să punem și laptele. Perfect! O cafea bună de dimineață. Acum trebuie să pregătim și pentru Luiza cafeaua. Ei nu-i place decât 3 în 1 cu lapte. Așa că vom pune laptele în cana asta. Cam atât. Ca să putem pune și cafeaua. Așa. Îl băgăm la cuptorul cu microunde. Deschidem ușa. Poftiți înăuntru, vă rog. Să vă încălziți bine, bine. Și dăm 2 minute. E gata și asta s-a încălzit. Haideți să punem cafeaua. Deci, cum v-am spus, Luiza nu prea bea cafea și când bea, doar de asta îi place, așa că haideți să-i facem o cafeluță bună de dimineață. Ia uitați ce frumos se face aici. Cafeluța. Bun, cafeluța este gata. Mergem să o servim. Poftiți cafeluța. Mai mulțumesc. Cafeluța de dimineață. Gata, cafeaua este băută. Ce se pregătește aici? Micul dejun. Chestii bune. Chestii bune, ce pregătim? O improvizație de cereale cu iaurt, banană și Ce bine arată. sumo și am nevoie de o linie. Ia uite cât am bou de cereale aici. Și acolo ce ți-ai făcut? Miere cu lămâie Miere cu și lămâie? copt. Oh, ce bine bei tu. Da bine, hai să pregătim micul dejun. Cereale, iaurt, căpșuni și banane. Bine, voi puteți improviza cum vreți, adică fiecare și dar eu le fac lui Claudiu. În mod Pentru normal, mine el ne face așa pregătește. ceva. Faceți baza fie din iaurt, fie puneți cereale prima dată, cum vreți. Da, ideea e să fie cerealele și apoi punem
Iaurt. Ce bunătate aici. Mic dejun sănătos. Mai ales acum că stăm în carantină, nu prea facem sport. Trebuie să mâncăm un pic mai așa. Mai... Ca să fie sănătos, trebuie să pui fulgi de ovă. Da. Merge și cu cereale. Având în vedere că mergem mai rar la magazin, acum merge și așa. Acum vine banana. Pui sau. Așa, ai pus bananele și acum pui și căpșunile, nu? Pa, pa. Da. Oh, ce bine arată. Ce ziceți? Vă place? Like dacă vă place micul dejun. Pe care îl facem aici. Pe care îl face Luiza, că eu stau și mă uit că trebuie să filmez. Uitați ce design face aici Luiza, mă. Bă, băiatule, băi. Mai avem iaurt. Vrei și miere? Ei, vreau și miere, mie îmi place și puțină miere așa pe deasupra pe aici. Nebunie bolul ăsta. Ce ziceți? Vă place? Căpșuni? Să vină miericica. În bol. Ia uitați cum arată, foarte fain, abia aștept să mânc. Mulțumesc! Cupla! Și ia uitați ce mănâncă și Luiza aici. Ce bine arată. Da, fain. În bolul de ăsta bun merge și un Netflix. Eu am început să mă uit la Narcos, dacă vreți să vă uitați și voi, e interesant serialul. Am văzut, cred că, 4 episoade până acum. Dar e interesant, dacă vreți să vă uitați și voi, Narcos pe Netflix. Și ne luăm micul dejun cu un serial din Narcos. După ce am mâncat micul ăla dejun bun și sănătos, acum a venit vremea prânzului și trebuie să mâncăm o proteină, adică o carne, și aici avem un pui întreg și o să începem să-l facem. Maestru bucătar, eu șef, primul lucru, înainte să ne apucăm de pui, trebuie să ne spălăm pe mâini. Așa, ne-am spălat pe mâini bine, bine, ne ștergem puțin pe prosop și acum ne apucăm de acest pui. Înainte să ne apucăm, verificăm dacă respiră. Stați puțin să pun aici la valiera, să auziți și voi. Parcă se aude inima sau nu știu. Ia. Da, încă respiră. E gata. S-a rezolvat. Nu mai respira, are un junghi aici. Bine, ca să facem puiul ăsta, o să-l facem cu niște plante aromate pregătite aici de Luiza, ia uitați. Îl facem frumos tot cu plante aromate și o să introducem înăuntru aici niște unt. Să fie așa savuros și frumos. Înainte de asta, Luiza văd că i-a făcut un duș. Cred că a intrat încălțat în casă. Nu știu ce se întâmplă cu puiul ăsta. Hai să luăm untul. Așa, am luat untul. Avem aici un Irish Butter. De foarte bună calitate, cum să vă spun. Să-l desfacem. Și să introducem niște unt în puiul acesta, îl dofăm cu unt. Să tai niște feliuțe așa de unt mai mici. Să vedem dacă reușim. Luăm pielea asta de aici și introducem frumos untul. Până în capăt. Așa. Mai luăm o bucată de unt. Bun, ia uite aici ce
Pectoral i-am făcut. Deci că a fost la sală puiul ăsta, mă, nu altceva. Trebuie să vedem aici pe centru, nu putem să băgăm. Cred că îi rupem pielea asta de tot. Băgăm numai pe lateral atunci. Dacă nu merge, băgăm pe lateral și lăsăm aici. Și o bucată. Și mai flecim noi. Hai băi, băiatule, stai aici. Așa. Și acum o să luăm plantele aromate și încercăm să băgăm și niște plante aromate pe aici, în momentul în care se topește untul, să ajungă la plante aromate. Puiul. Așa, ia să vedem dacă reușim noi să băgăm. Mamă, ce am făcut la puiul ăsta aici. Ei, noi băgăm la plante în el de... Să fie o nebunie puiul ăsta și băgăm la cuptor, deci o să vedeți, n-ai ce să... Stai cu minte, nu mișca! Vorbeam cu puiul ăsta, nu știu ce are, să tot mișcă. Deci băgăm plantele aromate, cât putem noi de bine până în capăt. Nu știu ce mișcă puiul ăsta, stai mă în locul lui. Așa. Voi nu trebuie să vă luați după mine ce fac eu. Asta e o rețetă specială. Așa. Să băgăm plantele aromate bine. Așa. Cred că ajunge în interior. L-am umplut. Și acum îi dăm și pe afară. Așa. E aici Pe pe toate aripioare. porțile, pe toate Pe porțile. toate părțile mi se șoptește din tribune. Facem un pui ca lume aici. Ia uitați. Așa, trebuie întors puțin. Să-i dăm și pe... Ui, ce faci, băi, băiatule? Stai la soare aici. Să-i dăm și pe burtă un pic. Bă, lui ăsta cred că îi place să-l mângâie așa cu plantele astea aromate. Nu știu ce să zic. Ar trebui să-i dăm o țără și cu unt, așa peste tot, ha? Nu? Am o idee bună. Stai așa puțin. Hai, Idiot. taie-mă o bucată de unt. Așa, hai să-l dăm cu o bucată de unt pe aici, așa să-l ungem puțin. Lasă untul acolo. Lăsăm untul aici, lăsăm, Pentru că nu? tu ce ai făcut acum iei înapoi. Da. Domnul antrenor e aici. Domnul antrenor e aici, ni se... Doamna chiar. Doamna antrenoră, deci chiar ni se... Domnișoara chiar. Domnișoara chiar ni se comunică din vestiare că este domnișoara. Așa că... Bine, eu zic că puiul e ok. Ar trebui dat cu niște sare și puțin piper. L-am dat cu sare pe partea asta și acum trebuie să-l dăm și pe partea cealaltă, pe spate. Ce bine arată, băi, puiul ăsta nostru. Dă-i, dă-i cu sare. Bun. Cam asta e, oameni buni. Ăsta e puiul nostru. Urmează să-l băgăm la cuptor. Să vedem cum iasă. Și mai ai uitat un proces. Ce am uitat? Ei, trebuie să-i băgăm o lămâie în funduleț. Stai că mai avem plante aromate să îl aromăm bine. Și de eventual cu plantele aromate și în interior. Să-i dăm și în interior. Stai Tot să-l eu știu ce întoarcem. trebuie să fac. Stai să-l întoarcem. Nu, nu. Nu l-am întors bine. Îl mai întoarcem o dată. Cred că amețește asta. Nu Nu știi, cred că unde e îl fundul. întorc. Aici e fundul lui. Hai să-i băgăm niște plante. Bă, n-a arătat fundul la cameră. E ok, fund tăiat. Ai. Am ajuns să caut în fundul unui pui. S-a aroma din fundul lui, de n-ați văzut așa ceva. Bun, adun lămâia aia. Bine. Avem aici o lămâie secționată în două. Și o introducem în fundulețul puiului. Sper să nu zbiere că... Așa. Asta am văzut-o pe internet, voi nu trebuie să o faceți, eu așa am văzut-o, așa fac. Și introducem și jumătatea cealaltă de lămâie. Și o ieși din puiul ăsta, nu mai eu știu aici. Bun, puiul e gata, e pregătit, îl băgăm la cuptor și vedem ce iasă. Revenim cu rezultatul final. 2 hours later. Momentul să scoatem puiul. Hai să vedem ce-o fi ieșit aici. Wow, ce bine arată nebunul ăsta de pui. L-am întors odată.
Ia uitați. Nebunul ăsta de pui ce bine arată. Da, hai să-l tăiem să vedem. Prima dată îi scoatem lămâia din funduleț. Cred că l-a usturat fundulețul rău de tot acolo la cuptor. O, ce fain s-a făcut. Ce miros a lămâie vine. Senzație. Gata, oameni buni, puiul pe masă. Ia uitați ce bine arată. Deci din puiul ăsta pur și simplu așa se mănâncă. Se rupe din el efectiv așa. Și se mănâncă. Și cu salată, mamă, super, super bun. Eu zic să avem poftă bună că nu rezistă mult ăsta aici. Gata, oameni buni, am mâncat și noi. Doamne, ce bun a fost puiul acela, deci foarte bun. Dacă vreți să vă faceți și voi, deci, un pui la cuptor, numai bine pe timp de carantină. Dacă vă întrebați ce caută ăsta afară, da, sunt afară pentru că noi suntem un pic norocoși, să zicem așa, deoarece avem o mică curte aici, izolată de oameni, deci oamenii n-au acces aici pentru că sunt garduri și suntem puțin norocoși, să zicem așa, pentru că mai putem ieși și noi afară, nu să stăm numai și numai în casă. Și aici mai am și câteva pisicuțe, mă mai joc cu ele. Pisicuțele astea sunt de la niște vecini de pe aici, de pe ai noștri și mai vin pe la noi pe aici și ne mai jucăm cu ele. Și acum mai stăm puțin pe afară, ne mai odihnim puțin, când este cald afară ne mai jucăm și badminton pe aici ca să treacă ziua mai repede. O să mai stăm puțin și după aia mergem să ne uităm și noi la un film, la un serial, ceva și s-a dus ziua de astăzi. Cam așa decurge o zi de carantină. Trebuie să ocupăm timpul cu ceva, mai gătim, mai ne jucăm, mai citim, mai ne uităm la un film, la un serial. Nu avem ce face. Sper că să fie bine de acum încolo și să ne revenim cât mai repede posibil. Și totul să revină la normal pentru că avem nevoie de asta cât mai repede. Sper că voi sunteți sănătoși și să ne auzim cu bine. Bineînțeles, dacă v-a plăcut vlogul acesta, nu uitați să dați un subscribe și un like și noi ne revedem în vlogul următor. V-am salutat! Ciao!